Și bine ați venit la festivitatea de premiere și de încheiere anului școlar 2014-2015. Timp de 177 de zile lucrătoare am parcurs cursurile anului școlar 2014-2015 în 36 de săptămâni de școală. Iată-ne la finalul activității acestui an școlar, moment în care privim la ceea ce s-a întâmplat cu parcursul unui an școlar. Spunem un bun venit cu această ocazie, partea Inspectoratului Școlar Județean Cara Severin, domnișoarei profesor Manuela Stan, inspector de specialitate, domnului profesor Todea Cornel, inspector de specialitate, din partea Bisericii Baptiste, domnul pastor Daniel Bărnuț. În continuare, ascultăm câte un cuvânt din partea Inspectoratului Școlar Județean Cara Severin, apoi din partea Bisericii și în momentul acesta de debut vom încheia cu rugăciune, după care vom trece la premiera efectivă. Da, mulțumesc domnului director, bună dimineața și bine v-am regăsit. Cred că nu există festivitate în viața școlii mai frumoasă decât cea de deschidere, aceasta, cea de închidere. Deci e mai frumoasă, evident, vine vacanța și cu toții vă veți bucura de binecuvântate zile de odihnă după un an plin de 177 de zile de muncă, da? Cum observa și domnul Bărnuț, domnul director, profesor de matematică și le-a numărat foarte exact. Mă închipui cum le-ați numărat voi elevii. Din partea Inspectoratului Școlar Județean, din partea mea ca și inspector coordonator al acestei școli și ca și prieten al acestei școli, eu vă felicit pentru încheierea cu succes a zilelor de școală. Vă felicit părinții că au avut răbdare cu voi și v-au susținut și v-au îndrumat pașii alături de colegii mei de-astăzi din școală, cărora le adresez și lor felicitări pentru încheierea cu bine acestui an școlar. Sper ca toate zilele de vacanță să fie cu soare, așa cum este ziua de astăzi, să aveți parte de odihnă, în primul rând, pentru că e necesară după un an de muncă, să aveți parte de bucurii în familie și, în primul rând, de sănătate. Felicit de pe acum pe acele care au fost premianții Liceului Teologic Baptist în anul școlar, care încă mai este până în 31 august. Îi felicit din toată inima și le doresc ca pentru cei care vor să continue pe aceeași linie, să-și îmbunătățească de genul performanța. La anul poate cei de pe locul 3, de pe locul 2, vor ajunge pe locul 1. Și niciun caz cei de pe locul 1 nu vor părăsi această poziție. Vă felicit pe toți, vă doresc vacanță plăcută, să vă dea Dumnezeu sănătate și zile frumoase de vacanță. Mulțumesc frumos! Solomon spune că mai bine este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și într-adevăr așa este. Am parcurs împreună un an școlar. Am ajuns la sfârșit. Felicit pe toți cei care ați promovat elevi, dascări care i-ați învățat, bunici, părinți care ați ajutat pe copii în așa fel încât să poată să învețe. Așa cum zic în fiecare sfârșit de an școlar, vă doresc o vacanță activă și vedeți că avem de învățat și noi ca adulți și voi ca și copii. În fiecare zi avem de învățat de la orice. Vă doresc succes! Pentru mine este onoare deosebită în dimineața aceasta să fiu aici, prezența dumneavoastră ca părinți, ca bunici, profesori, întregul personal al școlii. Este de fiecare dată o bucurie pentru mine, pentru noi, pentru tot ceea ce înseamnă tipul acesta de educație. Vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră, de la cei mai micuți până la cei mai mari și aș vrea să vă spun doar ceva foarte important pentru mine. Sunt ferm convins, n-am niciun dubiu că dacă țara noastră pe care o iubim foarte mult
și în care ne-a așezat Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu să ne naștem. Dacă țara noastră va fi altfel, va fi și din cauza voastră, dragi copii, dragi tineri, cei care sunteți în locul acesta. În această perioadă istorică este nevoie de oameni integri, oameni sănătoși din punct de vedere spiritual, de oameni corecți, oameni cinstiți, oameni de cuvânt. Și n-am nicio îndoială, sunt ferm convins că veți fi voi care veți pune umărul la tot ceea ce înseamnă binele de pe lume. Așa spune și în Sfânta Scriptură, să urmărim binele cetății, pentru că în felul acesta Dumnezeu va fi cu noi. Vă doresc un timp deosebit de vacanță, să vă odihniți cât mai mult, să mâncați cât mai sănătos și să vă bucurați de toată munca de pe parcursul anului școlar. Și Dumnezeu să fie cu fiecare dintre dumneavoastră, cu fiecare dintre noi. Amin. Amin. Aș vrea să rostesc o rugăciune înainte de a se trece la festivitatea de premiere, să ne credințăm bună în Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru, ești Cel care ai fost lângă noi, ești Cel care ne-ai păzit, ești Cel care ne-ai ocrotit școala, ești Cel care în fiecare dimineață bunătatea Ta s-a reînnoit pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru acest eveniment, mulțumim că ai fost cu noi și știm că vei fi în continuare cu noi. Te rog să binecuvintezi elevii acestei școli, te rog să binecuvintezi pe părinți, pe bunici, pe toți cei care fac tot posibilul ca în locul acesta să plămădească oameni sănătoși, oameni care să te urmeze pe tine. Rămâi în continuare cu noi, păzește-ne de tot ceea ce este rău și ajută-ne cât timp mai îngădui să trăim pe pământul acesta, să căutăm, să facem ceea ce este bine, înaintea Ta și înaintea oamenilor. În numele Domnului Iisus Hristos, Te-am rugat și Îți mulțumim. Amin. Activitatea de premiere, ciclul primar, rog pe doamna directoră Ciu, profesor Ciorbadiana, să dea citire listelor de premiere. Luciana, se acordă diploma de absolvire următorilor elevi. Arbănaș Alexandru Daniel. Beța Stankovic Isabela Antonia. Bokiș David. Buzner Eric Valentin. Ciolac Naomi Rebecca. Ciur Selina. Enișor Daria Estera. Ianăș Darius Constantin. Gian Juana Victoria. Miuța Ioana Naomi. Niță Alessio Giulio. Onofrei Matias Beniamin. Oprea Georgiana Daria. Căuța Denisa Florina. Șerban Daniel Andrei. Telechi Sara Sabita. Treica Nicola Cristian. Vasilovici Alexandru Valentin. Bouciuc Alexia Ivana. Boina Alexandru. Clasa 1, profesor învățător Capota Nicoleta. Se acordă următoarele diplome.
pentru rezultate foarte bune. Adam Elisei. Bansov Damari Stana. Berta Darius. Boboescu Eduard Robert. Genia Andreea Mariana. Mangra Naomi. Rezultate bune. Radu Denis Alexandru. Șipit Denisa Raluca. Iar diploma de absolvire se acordă următorilor elevi. Boha Roxana. Dumitrel Florea Sergiu. Drăghici Nicolae Florin. Clasa a treia, profesor, clasa a doua, învățător, Miu Marinel. Stai, lasă-ne la urmă. Clasa a doua, rezultate foarte bune la învățătură. Crețu Aprilia. Ciocoi Fabian. Ciuclea Carlo. Piat Diana. Bravo. Fratoștițianu Naomi. Matei Otniel. Trotea Sara. Pentru rezultate bune la învățătură, diplome se acordă următorilor elevi. Stan Alexandru. Iana Șanelore. Și Bololoi Elisa. Absolvire se acordă următorilor elevi, Terechi Georgiana și Mustața Andrada. Clasa a treia, profesor, învățător, Briscan Irina. Se acordă pentru rezultatele foarte bune la învățătură diplome următorilor elevi. Căprariu Ioana. Chețan Dragoș. Și Macovei Raul. Pentru rezultatele bune la învățătură. A
Bagoci Claudia. Ceciu Diana. Gebaur Nicolae. Reștea Elias. Și Romanescu Victor. Diploma de absolvire se acordă următorilor elevi. Poetul Darius. Mereu Paul. Și Seculescu Octavian. Clasa a patra, profesor învățător Zosin Mădălină. Acordă următorilor elevi. Din Culeasa, Emanuel Daniel. Și Anoșic Lidia. Pentru rezultate bune, diplome se acordă următorilor elevi. Bartok Denis Andrei. Și Teculescu Emilian Loren. Parcursul acestui an școlar, elevii au participat la mai multe concursuri și olimpiade școlare. Dintre cei care au participat, într-un mod special, s-a evidențiat la Olimpiada de Religie Alianța Evanghelică, faza națională, premiul 2, din clasa 9, elevul Mateș Ionuț, pe care îl invităm pentru a-l premia, împreună cu profesorul coordonator, domnul profesor Daniel Cărbun. Daniel, pentru participări la concursuri de religie, respectiv educație fizică. O să înmânăm diplomele pentru concursul interjudecean de educație religioasă Comori în Cer, care s-a desfășurat în parteneriat cu Școala Samuel din Deva. O să încep cu clasa pregătitoare. Premiul întâi se acordă elevei Ciurselina. Premiul întâi elevei Ciolac Naomi Rebecca. Premiul întâi Miuța Ioana Naomi. Premiul întâi Oprea Georgiana Daria. Premiul întâi Văuciuc Alexia Ivana. Premiul 2 Treica Nicola Cristian. Premiul 2 Bochiș David. Premiul 3 Onofrei Matias Beniamin. Clasa întâi.
premiul 2, Boboescu Edward Robert. Premiul 3, Mandra Naomi. Premiul 3, Adam Elisei Andrei. Adam Elisei! Premiul 3, Banchov Damaris Stan. Mențiune, Radu Denis. Mențiune, Iene Andreea Mariana. Și premiul de participare, Berta Dalus. La clasa pregătitoare am omis o mențiune, Șerban Daniel Andrei. Am luat una, am luat o doamnă. Clasa a doua. Premiul 2. Matei Odniel Timotei. Mențiune. Trotea Sara. Mențiune. Fratoștițianu Naomi Elisa. Premiul de participare, Ianăș Hanelore Elena. Premiul de participare, Crețu Aprilia Ioana. Premiul de participare, Bololoi Ioana Elisa. Clasa a treia. Premiul întâi, Chiețan Dragoș Valentin. Premiul 2, Macovei Raul. Premiul 2. Ioana Căprariu. Mențiune, Rește Elias. Și premiul de participare, Agoc Naomi Clau. Clasa a patra. Premiul 1, Ianoșic Lidia. Premiul 2, Ungureanu David. Premiul 3, Căuciuc Laurenți. Premiul 3, Teculescu Emilia Lorena. Premiul 3, pe 1, Anabel Patricia. Și mențiune, Bartol Denis Andrei. În cadrul liceului am organizat campionatul claselor de gimnaziu și locul întâi pentru câștigarea campionatului, clasa a șaptea. Cel mai tehnic jucător al campionatului claselor de gimnaziu este elevul poleac Lucas. Cincea, diriginte Cnejevici Liliana, premiul întâi, Voina Abel, 984. Premiul al doilea, Dumitru Rut, 971. Premiul al treilea, Ludimir Adelina, 934. Premiul al doi, Iuța Dacian, mențiunea a doua, Ianoșic Eunice, 890. Clasa șasea, diriginte, Mitko Schelarista. Premiul întâi, Izvernar Ruben, 996. Premiul al doilea, Poleac Beatriz, 985. Premiul al treilea, Peul Maria, 943.
mențiunea întâi, Brtău, Paul, 9.41. Mențiunea a doua, Reștea, Filip, 9.35. Mențiunea a treia, Ianuș, Ana Maria, 9.20. Clasa 7, 3.5, profesor Brtău Cristina. Premiul întâi, Claudia Oana Rup, 9.94. Premiul al doilea, Mangra Natanael, 9.36. Premiul al treilea, Poliac Luca, 9.11. Liceu, clasa 9, dirigente profesor Treica Marcel. Premiul întâi, Mate și Ionut, media 10. Premiul al doilea, Trotia Rebecca, 9.90. Bravo, tot arată ce vă bate. Bine? Premiul al treilea, Gurianu Lorena, 9.76. Mențiunea întâi, Hârtie Bianca, 9.45. Mențiunea a doua, Bucescu Adina, 9.29. Mențiunea a treia, Belciu Păun, 9.21. Clasa 10-a, dirigente profesor Circu Delia. Premiul întâi, Demnean Ruben, 9.95. Premiul al doilea, Danila David Daniel, 9.84. Premiul al treilea, Pec Dinanța, 9.50. Mențiunea întâi, Ima Andreea, 9.23. Mențiunea a doua, Iano și Glori, 9.13. Mențiunea a treia, Cristian Claudia, 9.04. Dirigite profesor Popisau Luțe. Premiul întâi, Radu Beniamin, 9.95. Premiul al doilea, Cernescu Marius, 9.82. Premiul al treilea, Udriana Maria, 9.67. Dorindu-vă vacanță plăcută, da, avem și trei mențiuni la clasa 1, îmi cer scuze. Pec Esterca, mențiunea 1, mențiunea 2, Dornic Daniel, mențiunea 3, Mihane Robert. Vă dorim vacanță plăcută, ne vom reîntâlni în data de 14 septembrie 2015, în ziua de luni. Mulțumim tuturor cadrelor didactice, părinților, elevilor, tuturor celor care în liniște și cu respect ați așteptat să se încheie această festivitate.